Asigurările sunt ca centurile de siguranță, e bine să le ai puse înainte să faci un accident. Mă tot întreb de vreo 20 de ani de ce oare noi românii ne asigurăm mai curând tabla mașinilor și pereții caselor înainte de a ne asigura propria viață și sănătate. Ce ne lipsește? Banii, mintea de pe urmă sau educația financiară? Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, realizată cu lideri și specialiști de top. Invitații mei de astăzi sunt Mihaela Cârcu, secretar general APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Și Eduard Simionescu, general manager Greco, GLT România, o cunoscută companie internațională de brokeraj de asigurări. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De fapt, bine ați revenit, că ați mai fost pe la noi. Puteți intra în direct cu noi, sunând la 021-318-4044 sau intrând pe pagina de Facebook, ARFI România sau Sergiu Costache sau Exprim Media Exprim sau Ora de Risc, unde vreți și unde puteți să lăsați și comentarii pe care eu o să le urmăresc și o să încercăm să vă răspundem chiar în emisiune. Ca și preambul, în era tehnologiei, foarte multe informații de natură personală sunt expuse în mediul online. Astăzi o să vorbim despre cum te protejezi împotriva riscului reputațional, cum îți protejezi calculatorul, cum îți protejezi softul din el, ce se întâmplă în aceste cazuri și situații. Domnule Simionescu, s-au înmulțit cazurile de atacuri cibernetice. Cum se pot proteja firmele în cazurile astea, dar instituțiile publice? Pentru că recent au fost niște atacuri la niște spitale din România. Începem cu începutul. Firmele publice. Da, e un început greu, să zic așa, în sensul în care acest produs pe care noi îl numim asigurarea împotriva atacurilor cibernetice se adresează în special domeniului privat și mai precis companiilor. Instituțiile publice, din informațiile noastre, țin de stat și, practic, ar trebui să fie protejate la nivel guvernamental. Adică, practic, guvernul ar trebui să asigure spitalele împotriva atacurilor cibernetice? Nu avem cazuistică în piața noastră. Eu zic să începem cu începutul. Mai întâi, mediul privat, companiile care activează în acest domeniu ar trebui să fie cele mai interesate, care procesează date personale, care le stochează, utilizează în afacerile zilnice, ar trebui să se intereseze vis-a-vis de cum își pot proteja acest risc. Sigur că e o discuție și vis-a-vis de spitale. Pot să vă spun că un spital privat cu siguranță ar putea fi un client ideal pentru încheierea unei asemenea asigurări. Pentru că e o țintă ideală pentru hackeri. Sunt o mulțime de date personale. Nu numai. Poți să pierzi date personale, datele clienților și din neglijență. Practic. Le poți dezvălui prin mediul electronic către terți în mod intenționat sau neglijent. Vreau să profit că Mihaela Cârcu vine dintr-un periplu, a trecut pe la Moscova, Singapore, Baku și în conferințele de acolo s-a discutat despre riscurile cibernetice. Care sunt tendințele la nivel mondial în momentul ăsta? În primul rând, riscul cibernetic este considerat cam de toată lumea cea mai mare amenințare în acest moment pentru omenire în general, pentru că am ajuns la un nivel de interconectivitate foarte mare, de digitalizare, iar un atac cibernetic poate amenința toate aspectele vieții noastre, de la transportul în comun până la orice formă de device pe care îl avem în locuință. Așa cum ziceai tu, ce putem să facem pentru a ne proteja? În primul rând, așa cum, de exemplu, în momentul în care te referi la locuință, pornim de la conștientizarea riscurilor la care se expune locuința și în ceea ce privește amenințarea cibernetică, cred că ar trebui să pornim de la conștientizarea acestui risc, pentru că foarte multă lume nu este încă conștientă de pericolele din spatele acestor atacuri. După care, bănuiesc că fiecare companie, persoană, ar trebui să investească într-o serie de măsuri de securitate pentru a-și spori
rețelele la atacurile cibernetice. De asemenea, firmele ar trebui să aibă niște proceduri foarte clare, pentru că foarte multe din aceste atacuri provin și din neglijența angajaților, celor care au acces la rețelele firmei, pentru că fiecare dintre noi a deschis un mail de care știa că ar putea conține ceva... A băgat un stick în calculator pe care nu l-a verificat cu un program. Exact. Intra pe un site, a apăsat pe ceva. Fiecare dintre noi a făcut acest lucru și n-are rost acum să... Domnule Simionescu, dacă astea sunt pericolele, cum ne putem proteja de ele? Sunt firmă și vreau să mă protejez. Am conștientizat, m-am întâlnit cu Mihaela Cârcu, mi-a spus că ar putea fi pericolele, eu vreau să mă asigur, vin la un broker de asigurare. În ultimii ani în Europa și la nivel internațional a fost creonată această asigurare pe care, așa cum am zis, în limbajul de specialitate cunoscută sub numele de cyber insurance. Sigur, nu e o practică uniformă, în sensul în care unii asiguratori utilizează acest nume, dar riscurile acoperite pot să diferă de la o societate la alta. Practic, vorbim de companii care utilizează mediul electronic în desfășurarea afacerii și a relațiilor contractuale pe care le au cu clienții, cu autoritățile, spre exemplu. Cred că practic acoperim aproape orice firmă care există în ziua de azi. Cred că și un agricultor utilizează un computer și are un server pentru a-și desfășura afacerea. Bun, deci dacă am stabilit practic aproape orice companie în ziua de azi este expusă acestor riscuri, sigur că aproape toate companiile pot să ia în considerare să contracteze o asemenea asigurare, care are două mari componente. Componenta numărul 1 te protejează pe tine ca afacere împotriva unor costuri financiare și pierderi financiare pe care le ai ca urmare a unei breșe de securitate, ca urmare a unui atac informatic, ca urmare a unui penetrării neautorizate a sistemului tău, care se soldează cu dezvăluirea frauduloasă către public a unor date extrem de confidențiale vis-a-vis de persoane fizice, vis-a-vis de politici de afaceri, de clienți și așa mai departe. Și a doua componentă este răspunderea ta față de terți, în speță față de clienți, în special cum ar fi practic distribuirea prin intermediul tău, când zic tău mă refer la compania în cauză, a unui virus informatic către dumneavoastră, spre exemplu, și dumneavoastră nu mai puteți să vă desfășurați afacerea, nu mai puteți să utilizați computerul pentru o perioadă de timp, caz în care puteți reclama celui care v-a infectat informatic de data asta despăgubiri. Apropo de asta, puteți raporta incidentele de securitate cibernetică începând cu data de 2 mai la un număr unic 1911, primind asistență primară, consiliere pentru diagnosticare și remediere. Sigur, puteți să anunțați, dar asta nu vă scutește de pagubele pe care le-ați putea avea. Vreau să vă întreb de o situație din teren. Mergeți către companii și le explicați că ar putea să-și încheie o astfel de asigurare pentru riscuri cibernetice sau ele vin către broker și întreabă? Varianta a doua, cel puțin în România, este aproape inexistentă, din păcate. Cred că noi brokerii și, de ce nu, și asiguratorii, din nou trebuie să avem o abordare mult mai activă către client, către consumator și să informăm cu privire la riscuri, în primul rând, la faptul că trebuie să conștientizeze această problemă, care, așa cum a zis Mihaela, cred că este un lucru cotidian. Cred că în secunda asta există o companie atacată sau o persoană fizică expusă unui atac informatic. Vorbeam mai devreme de universul acesta online, am citit pe LinkedIn, veniți spre noastră, coincidență sau nu, cred că nu prea cred în coincidențe,
o știre postată de o companie românească cu care zic eu că toți ar trebui să ne mândrim, și care spunea ceva de genul că eroii noștri din București se luptă zi de zi cu răufăcătorii online. Iată că am ajuns să trăim vremurile în care nu mai avem doar răufăcători pe stradă, noaptea, care jefuiesc o locuință, care fac o tâlhărie, avem și acest nou tip de infractori care sunt virtuali. Și ca să vedeți cam cât de scumpi sunt piața asigurărilor împotriva riscurilor cibernetice, la nivel global spune așa: anul trecut costurile totale ale incidentelor cibernetice au crescut cu 33%, au ajuns la 600 de miliarde de dolari americani. Dacă aș împăți la cele 200 de țări existente în lume, îmi rezultă 3 miliarde de dolari de țară, comparați cu PIB-ul unei țări, și vedeți cam care este. Investițiile însă în securitatea cibernetică au crescut numai cu 10%, deci riscurile, daunele au crescut cu 33%, investiția cu 10%. Deci, numai unul din trei s-au asigurat, aș putea să spun. Mihaela, ce părere au asigurătorii internaționali despre lucrurile astea și reasigurătorii în mod special? Din discuțiile pe care le-am avut cu diverse companii semnificative la nivel internațional, este un produs care va crește foarte mult în următorii ani, a cărui necesitate este foarte mare, dar este în același timp pentru companiile de asigurări și pentru companiile de reasigurări un produs destul de greu de creat și destul de greu de evaluat din perspectiva riscurilor pe care le preiau acele companii. De exemplu, și lăsând la o parte exemplele, să zicem, din România, un atac cibernetic la o companie precum Tesla, un atac în care un hacker ar putea intra și introduce virus în calculatorul de bord al mașinii, ar putea produce niște daune pe care în acest moment nimeni n-ar putea să le estimeze. De asemenea... Scuze, Mihaela... Hai să ne imaginăm Internet of Things, da? Exact, exact. Deci, despre ce vorbim? Când ți-o ia frigiderul conectat la internet, da, raznă. Sau... Și-ți comandă produse de care n-ai nevoie și care au multe calorii și care te îngrașă. Se mișcă cum vrea el. Putem, de asemenea... Fără intervenția ta. Scuze, tot așa, dacă e să vorbim de un exemplu, acel război comercial dintre Statele Unite și Turcia, în care o marcă de telefon, nu o vom pronunța, a fost identificată ca având niște breșe majore de securitate și interzisă sau, în fine, în Statele Unite. Nu vorbim și de război comercial și politic din spate, dar există tot felul de situații care pot apărea și a căror efecte se pot vedea pe termen lung, pentru că, de exemplu, o parte a efectelor unui astfel de incident se pot vedea în câteva ore, câteva zile, dar de asemenea ele se pot întinde pe ani de zile, pentru că nu știi acea infectare când își va produce efectele propriu-zise. Practic, aș putea presupune că e vorba de o țară asiatică cu o populație foarte mare, nu? Putem, okay. Da. Așa și pronunțat... e una dintre mărcile cele mai vândute la nivel internațional. N-am pronunțat numele telefonului, țările care le-am zis. Ok. Uite, mai am niște date aici. Allianz spune așa: dauna medie asigurată provocată de un incident cibernetic, dauna medie, depășește 2 miliarde euro. În timp ce o daună medie ca urmare a unui incendiu sau unei explozii la o fabrică ajunge la 1,5 milioane de euro. Exact. Deci, iată că e de mai mult de, cât înseamnă, 1000 de ori mai mare, 1200 de ori mai mare. Iar când ne fură cineva ceva din casă e ok, dar când ne fură date privind identitatea noastră, ni se pare că nu ne-a furat nimic. Da, aici vorbim de date personale, dar vorbim și de date confidențiale, de business, da? Poți să pierzi, acces la niște drepturi de proprietate intelectuală, poți să proiecte strategice, proiecte de, arhitectură, proiecte guvernamentale, și acestea sunt expuse, nu numai datele noastre ca persoane fizice, asta e una, și sigur pericolul major, și vorbind în continuarea Mihaelei, este
ce se întâmplă dacă prin penetrarea device-urilor pe care noi toți le folosim, viața noastră este afectată într-un fel sau altul. Există device-uri care îți monitorizează starea de sănătate, spre exemplu, acasă, da? Dacă cineva prin știți că se poate penetra sistemul tău Wi-Fi de acasă într-un mod foarte, se pare, nu foarte complicat, asta înseamnă că poți fi sigur monitorizat și de ce nu controlat. Ai utilități care pot fi tu le crezi că le comanzi prin intermediul telefonului mobil de la distanță, poate ți-l spreia cineva controlul asupra telefonului. Da, și nu sunt riscuri neapărat la care trebuie să ne gândim după acum. Sigur, poate nu se întâmplă fix în clipa asta și sper că niciun caz în România, dar trebuie să fim pregătiți, probabil. Da, lumea se așteaptă să fie spionat de către serviciile statului, dar să putem să fim spionați de către concurență, de către un vecin mai rău intenționat, de către o agenție de detectivi online, și așa mai departe. Da. Deci, multe... În completarea ce a spus Edi mai devreme, aș vrea să dau doar două exemple legat de furtul de drepturi intelectuale. Chiar a fost o situație foarte mediatizată anul trecut, cred, în care un grup de hackeri a furat serialul Game of Thrones de la HBO, forțând HBO să difuzeze toate episoadele odată, pentru a nu plăti răscumpărarea. De asemenea, a fost acel incident de securitate cibernetică în care sistemul de boarding și de check-in al unei companii aeriene foarte importante a fost blocat, toate zborurile rămânând la sol pentru 24 de ore. Asta înseamnă o bulversare a activității unui număr foarte mare de oameni. Deci sunt niște incidente pe care în acest moment doar le vedem și sunt la început, dar care în viitor vor continua. Și aici vorbim, cred că și domnul Simionescu poate completa, de trei categorii de răufăcători, să zicem așa. Unii care fac acest lucru pentru bani, pentru recompensă, cerând răscumpărare pentru atacurile acestea, unii care fac din orice colț al lumii. Exact, da? Exact. Unii care fac acest lucru pentru distracție, pentru a testa capacitatea unor companii, unor guverne, unor entități mari, deci ca un fel de piraterie, așa, de război în joacă, dar există și război cibernetic în care o anumită țară poate ataca cibernetic o altă țară sau o companie privată sau părți dintr-o instituție. Și aș mai completa, eu mai a patra categorie sunt, să spun, experții aduși de către companiile de asigurări care cu ocazia contractării unei asemenea asigurări specializate fac anumite teste. Teste privind cât de sigur și în regulă este sistemul tău informatic, cum răspunde unui eventual atac. Deci, așa zis și, mă rog, consultanții în regulă, plătiți cu contract și... Noi am depășit jumătatea emisiunii, ne aflăm la ora de risc. Vă reamintesc că discutăm despre cum să te protejezi împotriva atacurilor cibernetice și alte feluri de riscuri mai... puțin uzuale, cu Mihaela Cârcu, secretar general APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, și Edi Simionescu, general manager Greco GLT România, o companie prestigioasă de brokeraj de asigurări. Ce alte tipuri de asigurări mai mult sau mai puțin cunoscute încheie companiile din România? Ne-ar interesa cele mai deosebite, mai rare, mai puțin uzuale. Am auzit ceva de riscul reputațional, adică eu am o reputație și mi-o puteți asigura. Sau e vorba de reputația mea ca și companie? N-are nevoie de asigurare. Mă apăr și singur, nu? Cu siguranță. Da, pornind de la riscurile care pot afecta o afacere, sigur că asiguratorii și-au pus problema ce pot face vis-a-vis de sau de riscul reputațional în domeniul corporei. Și atunci a fost la fel conceput acest produs care e relativ nou pe piață. Sunt puțini jucători chiar și la nivel european care îl oferă. Și practic această asigurare
în primul rând te ajută în cazul în care ai un incident cu mare impact negativ la adresa ta, în special prin intermediul social media, da, radio, televiziune și așa mai departe, presă, și te ajută prin angajarea și achitarea tuturor costurilor legate de consultanți media, consultanți PR, experți care te pot cumva ghida și ajuta să ieși cu bine dintr-o astfel de campanie media. Știți bine că au fost multe cazuri, spre exemplu, în domeniul alimentar, da? De alarme care s-au dovedit ulterior a fi false. Pornind de la toxine, nu, cum se nume, aflatoxină, da, așa, și așa mai departe. Care s-ar găsi în borcanul cu... Hai să retragem produse de pe piață, să le distrugem și așa mai departe. Și după un timp, când lumea s-a liniștit, s-a calmat, nu se mai spune, poate că nu era întru totul informația respectivă adevărată. Dar firma aceea poate a ieșit de pe piață între timp. Da. Cred că avem și la noi astfel avem de situații nefericite. Astfel de asigurări vin să te susțină fix în astfel de momente nefericite. Am întâlnit un antreprenor român care a mers mai departe și își spunea problema următoare. Ce fac dacă am o astfel de situație, reputația mea e știrbită puternic, timp de câteva săptămâni nu mai vând nimic în magazinele mele, da, era vorba de industria alimentară, practic dau faliment aproape. Deci am și pierderi financiare zi de zi. Cum pot să le asigur? Există asiguratori care, pe lângă consultanții media, vin în completare și cu un business interruption, cum îl numim noi, adică acoperirea pierderilor financiare, pierderilor de profit ca urmare un astfel de incident. Sunt niște produse mai de nișă, dar recomandabile în anumite domenii, cum ar fi industria alimentară. Mi se pare foarte greu de calculat prețul unei polițe pentru un astfel de produs. Adică cât m-ar costa pe mine ca și producător ca să-mi asigur în cazul unui astfel de incident. Să zic, sunt producător de iaurturi și apare un astfel de incident, mă aștept să apară pentru că am concurență și ar putea lansa atacuri, cât m-ar costa un astfel de produs sau cât la sută din valoarea pierderii ar fi o prețul unei astfel de polițe? Din experiența mea am sesizat că se preferă închirierea unei asigurări la nivelul unei sume asigurate, okay, care se solicită de către clientul asigurat și se acceptă de către firma de asigurări. Practic, despăgubirile acordându-se în limita... Adică eu ca și client estimez că m-ar costa cam 1 milion de euro, ar fi pierderea mea, sigur, da. Da, trebuie să iei un calcul, un scenariu, să zic, nici cel mai rău, dar nici cel mai ușor. Da, o companie de brokeraj, pentru că reprezentați unul dintre cei mai cunoscuți brokeri din piață, o companie de brokeraj la ce riscuri se expune și cum se protejează? O companie de brokeraj, în asigurări vă referiți, da? Nu brokeraj la bursă, de exemplu. Suntem în asigurări, da. Sigur, vorbim de riscuri care interesează și alte profesii liberale. Noi suntem încadrați în zona profesioniștilor, da, a profesiilor liberale, deci practic vorbim de malpraxisul nostru, între ghilimele, adică eroarea sau culpa noastră în furnizarea consultanței și a serviciilor de brokeraj pe care le acordăm. Și apoi vin celelalte riscuri, cum ar fi, sigur, riscurile cibernetice, riscurile care vizează activele noastre, bunurile noastre, angajații noștri. Am auzit că aveți niște asigurări așa la niște sute de mii de euro. Adică, da, ăstea vă protejează și reputația sau numai greșelile pe care le-ați putea face raporta la client? Eu sunt clientul. Da. Constat că brokerul a făcut o greșeală care m-a costat niște bani. Există o poliță de răspundere profesională cerută de lege, este obligatorie. Cât de mare e acea poliță?
eu zic că are un nivel foarte bun, cel puțin pentru piața noastră, peste 1 milion de euro pe caz, ceea ce, comparativ, de exemplu, cu domeniul medical, unde nu mai țin minte, dar acum câțiva ani vorbeam de câteva zeci de mii de euro per medic chirurg, mie mi se pare că este o sumă extraordinară. O ascultătoare, o privitoare a noastră, Nicoleta Ionescu, întreabă: persoanele fizice se pot asigura, mă refer la dosarul medical, în urma unei intervenții chirurgicale? Dacă ne referim la cazurile de mari praxis ca urmare, uh-huh, medical ca urmare a unei intervenții chirurgicale, e bine, doamna, să știe că avem o legislație, toți medicii, pentru a exercita această profesie, trebuie să depună anual la colegiu o asigurare personală, profesională. Așa cum am zis, mie mi se pare că limitele obligatorii în cazul acestei profesii sunt extrem de mici, dacă nu ridicole. Da, și prețul asigurării este la fel de mic, ridicol. Noi ne apropiem de finalul emisiunii. Dacă ar fi ca ascultătorii și privitorii noștri să rețină un singur lucru din tot ce am spus astăzi, care este acela? Revenind tot la riscurile cibernetice, ar trebui să rețină faptul că acestea vor deveni din ce în ce mai puternice în următorii ani. Ne vom trezi, putem aștepta la incidente din ce în ce mai grave și care să ne impacteze pe fiecare dintre noi, și că primul pas este conștientizarea acestora. Aceeași întrebare pentru domnul Simionescu? Aș împărți răspunsul în două, și anume către populație, către noi toți, da? Și către companii. O să încep cu companiile. Toate companiile care desfășoară afaceri, care stochează datele clienților, e bine să știe că au un risc vis-a-vis de atacuri informatice, vis-a-vis de pierderi sau divulgări neautorizate a acestor date. Aceste situații pot fi asigurate printr-un produs de asigurare specializat, momentan de nișă, timid în România, dar există opțiuni pentru orice companie interesată. Pentru populație, aș sugera să fie atente, să fim cu toți atenți ce rețele Wi-Fi utilizăm, lângă cine stăm, în metrou, cum ne conectăm toate aceste device-uri. Euforia acum, orice televizor să-l conectez, orice frigider, orice centrala pe gaz și așa mai departe. Momentan nu există o asigurare, cum există asigurarea locuinței pentru persoane fizice, dar probabil că în curând va veni. Eu întotdeauna am zis, dacă ați văzut niște interviuri ale mele mai demult, că această asigurare pentru mine este un fel de nou RCA și casco în mediul online. Adică să fie obligatorie. Ne recomand să fim un pic paranoici. Sunt Sergiu Costache, vă reamintesc că Ora de Risc e o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, realizată cu lideri specialiști de top din domeniu. Am discutat despre protecția împotriva atacurilor cibernetice cu Mihaela Cărcu, secretar general la APA, și Edi Simionescu, director general la Greco GLT România, o companie prestigioasă de brokeraj. Ne auzim săptămâna viitoare la aceeași oră. O să discutăm despre campania Treaz la Volan și cum putem să reducem numărul de morți de pe șoselele patriei. Nu uitați, să ai o asigurare e mai ieftin decât să nu ai niciuna. Rămâneți pe RFI, pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.